de fapt să își servească clientul. Administrația undeva sus și puțin îi pasă. Exact ca acum. Am încercat să iau elementul ăsta de bovindou, mergem mai departe, material prost, scândură materii foarte ieftine totdeauna și să aduc puțină atmosferă așa mai balcanică la Timișoara. Pentru mine casa trebuia să fie în natură și din cauza asta am făcut un soclu și tot parcul este undeva puțin mai sus, așa zis parc, și casa stă pe această jardinieră totală. Mergem mai departe. Bineînțeles că s-a întâmplat ceea ce se întâmplă de obicei. Intrarea principală și tot parcursul care l-am făcut a funcționat foarte puțin timp. Era mult prea greu de controlat, luxos și așa mai departe, așa că toată lumea intră pe intrarea secundară. Și intrarea principală e blocată, mai departe. Asta era intrarea principală, mai departe. Deci era acest parcurs și până la urmă și-au dat seama că bolnavii, donatorii nu merită. Se poate face și mai simplu. Și atunci au băgat pe intrarea secundară. Asta până la urmă s-a închis și cam așa funcționează acum, mai departe. Deci, există aici o chestiune psihologică pe care am mai spus-o. Este important ca 18 milioane de locuitori să intre pe intrarea secundară. Pentru că atunci intrarea principală, pe care intră doar o persoană, va fi foarte importantă. N-aș vrea să ne despărțim înainte de a vorbi totuși un pic și despre învățământul de arhitectură, da, care este un capitol important și tu surprinzi acolo când vorbești de perioada în care se intra pe dosar în facultate cu consecințele ei și le spui în carte. Chiar ar trebui făcute niște studii serioase, de altfel au și început. De altfel au și început, da, că deja am doi doctoranți care se ocupă de chestia asta, umblând prin arhiva școlii. Dar sigur că multe lucruri sunt deja pierdute. Cert este că la început, în perioada aceea de prigoană politică și de tot felul de epurări, se pierd atât o serie de profesori, unii dintre ei revin după, dar numai unii, cât se schimbă baza culturală a studenților. Lucru cu care învățământul nu are cum să se ocupe. Pentru că se poate schimba baza culturală a studenților, de atunci eu trebuie să compensez anumite lucruri pentru a ajunge la nivelul cultural pe care îl doresc pentru arhitect. Ori acest lucru în perioada respectivă nu se poate face pentru că se scot multe materii umaniste și se introduce învățământ politic, limba rusă. Practic, învățământul nu poate, nici nu se poate configura de așa natură încât să compenseze schimbarea de bază culturală. Asta e unul. Al doilea, atâta vreme cât reacție critică în general există puțin și privirea critică sau privirea autocritică a învățământului asupra lui nu poate să ia amploare foarte mare, anii de deschidere la un moment dat prind o serie de schimbări, adică sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, deja se prefigurau o serie de schimbări în abordarea învățământului, a pedagogiei proiectării în general și care nu se pot pune în practică încep. Condițiile politice se înrăutățesc din ce în ce mai tare, foarte mult, un număr destul de mare din oamenii care reprezentau fermentul de schimbare în perioada respectivă pleacă în străinătate.
Deci există o generație întreagă care lipsește. 73, da. Încep să plec, există o generație pasivă de mijloc care lipsește. Așa și lucrurile nu numai că nu se pot pune în practică, dar încep să se înrăutățească pentru că învățământul intră din ce în ce mai tare sub controlul politic. O, vorba arhitectură comunistă este automat peiorativă. Da și nu, căci ecoul pe care l-a stârnit dezbaterea noastră Atrium de acum o lună... Trebuie să spun era. Era. Pe, era peiorativă, pentru că încet, încet lucrurile s-au schimbat. Și s-au schimbat în mod special cu o tânără generație care vrea să afle ceva despre... Despre care noi nu prea vrem să vorbim, cum cred că spui și tu în carte. Da. Deci, Adică, dar e o tânără generație care privește altfel toată această perioadă în care ei erau mici. Sau nici nu erau. Sau nici nu erau unii. Și vor să știe despre și înțeleg cu alt ochi, de altfel, cu alți ochi. Vreau să spun că am avut o surpriză în cariera mea didactică de după 89, în care la un moment dat i-am rugat pe studenții din anul 4 sau nu știu, să se ducă prin București și să vină cu schițe și cu... De asta se întâmpla imediat după Revoluție, foarte aproape după Revoluție, cu schițe și cu planuri schițate așa, a unei zone de locuințe care li se pare acceptabilă. Așa. Poate să fie și între două blocuri, poate să fie oriunde. A, vai, a fost, am dat este... mulți ani la rând. Da, da, și așa, care este rezultatul? Unul din rezultate este așa, că printre blocuri se găsesc nenumărate astfel de zone care foarte ușor pot să devină nuclee de iradiere a unei reabilitări. Așa. Un altul care e și mai interesant și care de fapt are mai multă legătură cu ce am spus, este că quartalele staliniste au fost de departe cele mai bine apreciate. Ei, neavând habar că sunt staliniste, că părinții lor le considerau perioada respectivă, nu știu cum, erau curați din punctul ăsta de vedere. Foarte interesant fenomenul. Mulțumesc!